Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru perioada 17-31 decembrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud sau chiar Lilith în Scorpion. Haideți să vedem energia voastră celor din zodia Scorpion pentru perioada 17-31 decembrie 2020. Traveling, ok? Energia voastră este de a merge înainte, de a lăsa lucrurile vechi care nu vă mai sunt de folos în trecut, în spate. Pentru alții dintre voi chiar poate fi vorba de o călătorie. Poate vă plănuiți și veți face o călătorie în această perioadă. Poate este vorba de o călătorie de sărbători, veți să petreceți cu familia, veți pur și simplu vreți să fiți alături de cei dragi, sau poate fi vorba de o călătorie, o să vedem ce spune și tarotul, o călătorie, o mică vacanță de relaxare pentru voi. Pentru alții dintre voi este pur și simplu o, cum să explic, las totul în spate, las totul în spate, e vorba de un concediu de la locul de muncă, las totul în spate și vreau să mă relaxez și pur și simplu vreau să mă retrag în mediul meu, să fiu singur și să nu vorbesc cu nimeni. Ok, poate că a fost mult prea multă extenuare la voi ceea ce ține de muncă, de cât de mult v-au solicitat ceilalți. Scorpion, perioada 17-31 decembrie 2020, ce vă așteaptă pe cei din zodia Scorpion în perioada 17-31 decembrie 2020? Ați luat o decizie, sau urmează să luați o decizie în ceea ce ține exact. Ați luat o decizie în ceea ce ține de o nouă relație. Decizia asta este pentru a nu accepta scuza cuiva sau oferta cuiva care vine către voi. Și poate pentru mulți dintre voi care încă nu v-ați găsit pe altcineva, refuzați scuzele cuiva din zodia Pești, Rac, ok? Poate chiar Scorpion. Lăsați persoana asta în spate, refuzați persoana asta care vine cu o intervenție în această perioadă la voi. Persoana asta își dorește să reînvie lucrurile cu voi, dar voi ați încheiat acest capitol, am spus, poate fi și un scorpion. Și voi sunteți cei care din scorpion care plecați. Ați întors spatele acestei relații. Nu mai oferiți iubire, în niciun caz. Plecați. Nici nu mai aveți de gând să rămâneți. Voi considerați că asta este o judecată curată, ceea ce faceți voi acum. Este cineva pe care în trecut l-ați ajutat foarte mult cu partea financiară sau poate ați fost mult prea darnici vis-a-vis de această persoană. Însă, din câte văd aici, cu judecata și regele de monede, poate fi cineva din Taur, Fecioară, Capricorn chiar. Dar asta, în principal, vă reprezintă pe voi și stabilitatea pe care o aveți acum. Întoarceți spatele pentru că ați ajutat această persoană, poate chiar gemeni, foarte mult în trecut, iar această persoană vă vede foarte abundenți, vă vede foarte bine, vă vede foarte refăcuți, plini de vitalitate și vine să culeagă roadele la ceea ce ați făcut voi. Iar voi spuneți nu acestui capitol toxic, acestui capitol plin de venin și terminați această situație. În ceea ce ține de carieră, cei care ați primit, ca să spun așa, nu vi s-a făcut dreptate în ceea ce ține de un loc de muncă sau chiar persoana asta sau poate mulți alți dușmani au încercat să vă încetinească progresul în ceea ce ține de partea de carieră. Vi se face judecată curată, vi se aduce justiție sau poate chiar judecată la propriu în recuperarea unei sume de bani sau chiar a unei firme, a unei proprietăți, poate chiar din familie, cineva v-a făcut asta. Vreau să fac o clarificare pe doi de săbii. Doi de săbii, întors. Luna. Voi ați luat decizia asta, ok? Poate chiar aveți luna în rac, mulți dintre voi. Ați luat decizia asta, dar nu spuneți nimănui. Nici măcar nu vă interesează. Sau poate persoana asta care vine către voi, rac pe scorpion, și încearcă să vă facă să luați o decizie sau să îi acceptați scuzele
sau să îi acceptați iertarea sau oferta de a fi împreună, voi decizia o luați, dar decizia o luați pentru voi, nici măcar nu o comunicați, lăsați această persoană să aștepte mult și bine. Vreau să văd... Da, 10 de săbii cu luna. Puneți capăt acestor minciuni, puneți capăt acestor lucruri care v-au îngreunat viața în trecut, și anume o relație plină de trădări, o relație plină de minciuni, de ascunzișuri, o relație plină de nu știu ce urmează mâine sau ce face persoana asta sau de ce se întâmplă lucrurile așa, de ce nu poți ști adevărul în totalitate, de ce procedează astfel. Pajul de cupe, ia să vedem cu ce ofertă vine persoana asta. Patru de mâini, pajul de cupe. Exact. Persoana asta vine. Pasul de cupe întors reprezintă și refuzul vostru, ok? Să fiți siguri de asta. 5 de monede și 4 de monede invers. Nu mai țin de pierderea asta, nu mă mai interesează. Eu îmi văd de stabilitatea mea, îmi văd de belșugul meu, îmi văd de muncă, îmi văd de persoana pe care am găsit-o. Sau dacă sunteți singuri, îmi văd de faptul că m-am recuperat, că sunt bine acum, ok? Iar cât despre această persoană? Vine pentru că vede adevărata voastră valoare, regina de monede, care este una și aceeași cu împărăteasa sau împăratul în cazul în care sunteți domni. Persoana asta nu mai ține de o pierdere pentru care v-a lăsat, și anume o a treia persoană, sau a avut o pierdere financiară, și vine către voi să vă spună că vă vrea, poate persoana asta știa că în trecut vă dorea căsătorie foarte mult și mizează foarte mult pe punctul ăsta, să vă ceară în căsătorie. Vreau să văd șasele de săbii. Și-a coborât barierele această persoană. Iar pentru voi cu nouă de bâte întors, v-ați recuperat și plecați. Și chiar comunicați. Nu, mersi, m-am vindecat. Poate persoana asta v-a ținut într-o pauză foarte mare în care nu v-a spus absolut nimic. Tocmai pentru că a fost un fel de psihologie inversă să vă pună la respect. Dar persoana asta nu și-a dat seama că în felul ăsta voi v-ați îndepărtat. V-ați orientat atenția către altcineva și persoana asta nu realizează cum ați trecut atât de repede peste decepția asta. Sau cum ați putut să treceți peste el sau peste ea. 6 de săbi. Nu acceptați oferta. 6 de săbi. Pentru că știți că în trecut persoana asta a fost un hoț sau o hoață. Și așa veți trece și voi pe lângă oferta asta. Luna. Nici nu se răspund, nici nu mă interesează sau ce ai de spus. Dacă forțează un mesaj către voi și voi îl veți citi, ok, dar de răspuns nu veți răspunde. Moartea. Moartea. Aici, cu siguranță, sunteți persoane scorpion cu ascendent în leu, berbec, săgetător, ok, sau de ce nu gemeni. Sau inversul, care trebuie să auziți, sau aveți luna în rac. Sunteți persoane care ați luat deja o decizie. Trei de cupe întors cu regina de bute. Sau indiferent că nu sunteți zodia asta, decizia este luată deja. Nouă de săbi întors. Moartea. Gata, s-a terminat, m-am vindecat. Vreau pe altcineva, sau știu pe cine vreau, sau știu ce vreau acum, sau știu că vreau să vină altcineva nou. Este un capitol încheiat pentru mine. Vindecarea asta a avut loc. Regina de cupe. De cupe. Persoana asta nu o să vină o singură dată, o să vină de mai multe ori cu această ofertă către voi, pentru că simte că este o oportunitate pierdută și încă se uită la cupa asta și încă o plânge și nu că încă o plânge, cred că acum a început să o plângă cel mai tare, pentru că persoana asta cu 8 de săbii invers s-a dezlegat din ceea ce reprezenta încăpățânare și mai mult de atât, regina de cupe vorbește despre faptul că persoana asta s-a dezlegat de o a treia energie care era o energie falsă sau pur și simplu l-a părăsit și acum zice ce-am avut, ce-am avut și ce-am pierdut. 8 de cupe. Sau vă plânge pur și simplu dragostea pe care i-ați oferit-o atunci și afecțiunea, tandrețea, grija pe care nu a mai întâlnit-o la altcineva. 8 de cupe. Bun. 8 de cupe,
o iau ca pe o lecție. Asta spuneți voi, o iau ca pe o lecție. Sunt rece, nu mă mai interesează persoana asta. Dar știu că regele ăsta de cupe întors, cu regele de săbi și cu doi de pentacule întors, știu că a fost o persoană care s-a jucat. Dar pe voi nici vă mai interesează. Însă persoana asta este cea care vine către voi cu oferta. Persoana asta este cea care nu renunță. Pentru să spunem că sunteți aici persoane care ați fost părăsiți de o zodie de apă, rac pe scorpion ca și voi, încercați să nu vă umiliți făcând oferte acestei persoane. Pentru că persoana asta este o persoană josnică, este o persoană care doar a jonglat. Iar pentru alții dintre voi trebuie să știți că ceva mult mai bun vă așteaptă și că această persoană nu face decât să vă irosească timpul, dar văd că este o plecare definitivă aici. Și pentru alții dintre voi este posibil ca persoana asta să fie oscilat între o zodie de foc pe care a insistat să-și o dorească foarte mult și între voi. Iar voi, în sfârșit, în această perioadă reușiți să vă dezlegați și să plecați din viața acestei persoane, să lăsați situația și să o luați ca pe o lecție. Pentru că persoana asta vă tratează cu spatele. Cu spatele vă tratează și este o persoană care a avut nevoie doar de șapte de săbi, și anume intimitate, folos pe alte părți, s-a folosit de energia voastră, poate de finanțele voastre, iar voi înțelegeți într-un final că este o pierdere de finanțe, timp, energie, dragoste și așa mai departe. Judecata. Judecata. Cineva va fi tare furios aici. Dar cavalerul de săbi invers cu asul de bute invers și cu magicianul invers, cineva nu mai manifestă nimic. Regele de monede și voi nu mai manifestați nimic, exact. E o persoană aici care nu poate să meargă mai departe. E o persoană aici atât de atacată pentru cei care v-ați găsit un nou început. Este atât de atacată persoana asta pentru ceea ce ați făcut voi și anume când v-ați găsit fericirea pentru cei care ați găsit-o. Este o persoană atât de atacată de indiferența voastră, de decizia voastră, încât persoana asta parcă se îmbolnăvește. Pur și simplu se îmbolnăvește. Nu poate să meargă mai devreme. Nu știu de ce mi-a venit cuvântul ăsta. Nu poate să meargă mai departe cu gândul că voi ați ales. Cu gândul că voi ați ales și ați întors spatele la tot ce reprezenta această toxicitate, relație karmică cu această persoană. Poate sunteți twin flame, ok, suflete gemene. Și nu poate să treacă peste faptul că persoana asta află într-un târziu că v-ați găsit pe altcineva pentru cei care deja vă găsiseți. Persoana asta, când va afla, o să fie o explozie. Victoria este de partea voastră, țineți minte. Pentru cei care ați găsit o relație nouă, poate cu zodie de foc, leu, berbec, săgetător sau, de ce nu, taur, capricorn, să știți că persoana asta este chiar vărsător, persoana asta este pentru voi menită să rămână în viața voastră. Sau poate chiar urmează să cunoașteți această persoană pentru cei care încă nu l-ați cunoscut sau nu ați cunoscut-o. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodia Scorpion. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.